Festivalul Seriile Filmului Românesc a ajuns la ediția cu numărul 7 și, sincer să vă spun, nici noi nu ne dăm seama când a trecut acest timp. O să avem în fiecare zi proiecții de film, filme premium, în grădina publică Palace, în aer liber, unde sperăm ca vremea să țină cu noi și să ne putem vedea, să urmărim aceste producții cinematografice. Scopul nostru de 7 ani de zile este să ne apreciem valorile adevărate, atâta timp cât sunt în viață. Să facem un joc, să coboare din ecranul la care ne uităm la producția respectivă, să coboare în mijlocul dumneavoastră. Anul acesta sunt peste 60 de invitați, 30 de producții cinematografice și peste 30 de evenimente conexe care se vor derula în Iașul nostru drag, începând de astăzi și până pe 8 mai. Am reținut din ce a spus domnul Giurgea la început. Intenția de bază este să creeze aici evenimente cu oameni care încă mai sunt în viață. Am recepționat exact aceste cuvinte, mi le-am tradus în felul meu. Rezultatul nu e fericit, dar e simplu, din ultima vreme, din ce în ce mai mult, gândesc și eu așa, mai ales că atunci când eram mic, tatăl meu, când era în familie, orice sindrofie, orice sărbătorire, ridica paharul și spunea celorlalți, firește, să trăiți bătrâni. Par a fi niște filme, dar în spatele lor este atâta muncă, e viață, sunt suferințe, e un depozit de emoție uriaș. Așa s-au făcut aceste lucruri, n-a fost nimic simplu. Am răspuns prezent la chemarea lui Andrei, tocmai din acest motiv, pentru că se dorește să se promoveze filmul românesc. Am început și o bătălie, între ghilimele, cu cinematografele românești, pentru noi cele ieșene contează aici, și cred că vom reuși. Vrem să redăm publicului cinematografele ieșene. De ce? Pentru că acolo au nevoie să vadă din nou, să revadă, atunci când este cazul, filmul artistic românesc. Ele vor fi dedicate, am spus, tocmai pentru ceea ce se întâmplă astăzi aici. E un eveniment senzațional. Mă bucur că în cei 3 ani de când sunt în Ager Press am ocazia să cresc așa ușor, ușor alături de proiecte importante și frumoase și pozitive. Noi la Ager Press suntem foarte mândri de faptul că încercăm cel puțin să promovăm tot ce înseamnă lucru bun și frumos și aduce plus valoare societății în care trăim. Vedem că astăzi cinematografia română parcă scoate apă din piatră seacă, mă refer că reușește cu puține resurse să obțină premii în cinematografia europeană. Asta înseamnă că avem un potențial uriaș, că avem actori de mare calibru și trebuie susținuți în continuare. Actorii, când au fost inventați de Dumnezeu, ei sunt puțini, vor fi întotdeauna puțini și au fost inventați ca să-i bucure pe oamenii cei mulți. Și asta încercăm să facem în fiecare zi cu tot sufletul nostru și cu ceea ce am învățat în școală și prin experiența pe care am acumulat-o.